Da, mulțumesc. Era să întreb cât este o noapte de cazare, la ce prezentare publicitară am avut la închisorile din România. Mă bucur că acolo avem din ce în ce mai multe camere, că sunt din ce în ce mai mulți politicieni care ar trebui să intre acolo. Deci vă rog frumos, doamna ministru v-a făcut rost de camere. Acum vorbim serios, după ce am trecut de textul de publicitate gratuită din Parlamentul României pentru pușcăriile din România. Vreau să vă spun că este total neconstituțional ceea ce ni se cere să votăm aici și nu cred că mă puteți acuza vreodată că eu țin cu cei care ar trebui condamnați, pentru că la câte plângeri penale am făcut, însă totuși trebuie respectate niște drepturi și niște principii ale Constituției României. Se instituie prezumția de vinovăție. Atenție, fără nicio probă, se constată din textul legii că există evadare. Deci, indiferent că omul acela știe sau nu știe de acea hotărâre, și am văzut nenumărate cazuri, credeți-mă, inclusiv la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor și inclusiv în cei 28 de ani de practică avocățească, procese care au avut hotărâri fără ca respectiva persoană să fi fost citată vreodată. Și trebuie să ajungi la CEDO pentru asta, când? Să te judece când? După 10 ani? Bun. Se încalcă, deci, această prezumție de vinovăție și se instituie o premiză, atenție, că orice persoană care știe sau nu știe de hotărâre, da, constituie o infracțiune, infracțiunea de evadare. Deci, atenție, este neconstituțional și se răstoarnă principiul prezumției de nevinovăție în principiul vinovăției. Să știți că dreptul nu e chiar atât de ușor, trebuie să-l și profesezi și să și ai activitate ca să înțelegi ce se întâmplă de fapt în activitatea justiției. Vă mulțumesc frumos, voi vota împotrivă.